conformitate cu prevederile articolului 139 din Codul Muncii, legea numărul 53/2003, republicată cu modificările și completările ulterioare, 1 iunie este zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează. Prevederile cu privire la acordarea zilelor libere nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității. Nerespectarea prevederilor legale cu privire la munca în zilele de sărbătoare legale se sancționează cu o amendă cuprinsă între 5.000 și 10.000 de lei. În situația în care doriți să informați că angajatorii au chemat la lucru salariații în această zi, verificările se vor face punctual în perioada imediat următoare, iar sesizările în acest sens se fac la numărul de telefon 0249439283. Primăria Comunei Cezieni împreună cu Consiliul Județean Olt și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Olt vă invită la cea de-a 34-a ediție a Festivalului Național Sărbătoarea Iilor, proiect cultural dedicat centenarului, desfășurat sub genericul România 100. Această ediție a sărbătorii este finanțată integral de către Guvernul României prin Ministerul Culturii și Identității Naționale și beneficiază de identitatea vizuală a European Year of Cultural Heritage 2018. La această ediție vor avea loc expoziții de ii și costume populare autentice, simpozionul tematic România 100 de ani de la Marea Unire, IA, document incontestabil al identității naționale și perenității poporului român, un târg de meșteșuguri populare, o paradă națională a portului popular, hora iilor, festivitatea de premiere pe 24 iunie 2018. Mini-polițiștii Andrei și Bianca au preluat pentru o zi frâiele comunicării publice la Inspectoratul de Poliție Județean Olt. Aceștia le recomandă tuturor copiilor să fie atenți pentru a nu deveni victime ale evenimentelor rutiere. Totodată, cei doi pitici ne prezintă pericolele la care se expun cei mici, vorbind cu necunoscuți atunci când nu sunt însoțiți de un părinte sau bunic. Pe 1 iunie, noua echipă de comunicare publică și-a dus la îndeplinire misiunea, fiind prezentă pe esplanada municipiului Slatina, unde alături de polițiști de la ordine publică au oferit copiilor flyere cu mesaje preventive și baloane. La nivel mondial, în fiecare an, pe data de 5 iunie, se sărbătorește Ziua Mediului. Data de 5 iunie a fost declarată ca Ziua Mondială a Mediului în urma desfășurării primei conferințe a Națiunilor Unite privind omul și mediul înconjurător, care a avut loc în Suedia, la Stockholm, în 1972. Combate poluarea cu plastic este tema din acest an a Zilei Mondiale a Mediului și reprezintă un îndemn pentru toți de a contribui din ce în ce mai mult la păstrarea unui mediu curat și sănătos, fără deșeuri din plastic, care constituie o problemă ecologică uriașă a zilelor noastre. Poluarea cu plastic afectează pământul, apele, animalele, păsările, oamenii, ecosistemul în care trăim și trebuie menționat că poluarea cu plastic vine în cea mai mare parte de la produsele sau ambalajele de unică folosință pe care oamenii le aruncă imediat după folosire, constituind deșeuri nedegradabile. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură informează că până la data de 1 august se depun la centrele județene APIA cererile și documentele doveditoare pentru Programul Național Apicol pentru anul 2018. Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale este de peste 99.000 de lei, din care suma de 49.000 reprezintă contribuția Uniunii Europene la programele apicole naționale. Menționând că plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA după finalizarea tuturor controalelor aferente cererilor de plată depuse pentru Programul Național Apicol și după centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat.